fără Ionica Munteanu, Florina Chintoan, Cristina Lazlo și Alexandra din Diligan, Universitatea a bifat două succese cu Măgura Cisnădie, respectiv HC Zalău, scor 33-24 și 27-26. În partida cu formația pregătită de Gheorghe Tadici, universitarele au condus la pauză cu 16-12. În actul secund, tot clujencele au fost la conducere, chiar dacă adversarele au reușit să egaleze în două rânduri. Finalul meciului a fost strâns, dar handbalistele pregătite de Carmen Amariei au practicat o apărare bună și nu le-au permis zălăuancelor să mai înscrie la scorul de 27-26. În primul rând ne-am atins anumite scopuri și unul dintre acestea este apărarea mult mai agresivă și așa cum îmi place o apărare care atacă, practic atacul adversarelor. Cred că am reușit câteva faze bune. Relațiile de joc de 2-2 și 3-3 din nou sunt ceva mai bune decât turnele anterioare și mă bucur că am reușit până la urmă și astăzi să încheiem acest turneu cu o victorie. Cea mai bună marcatoare a turneului a fost desemnată Mihaela Anisenucico de la Vâlcea, iar cea mai tehnică handbalistă Ada Moldovan de la Măgura Cisnădie.